Lucrări, drumuri și poduri, calitatea drumului tău și grupul de firme Transmix Technorom pentru un transport public local european. Armata este stâlpul țării, așa este în orice țară. Și în România e la fel. Iar la Bistrița suntem mândri să-i avem alături de noi, pe ei, pe șoimii Carpaților. Urmăriți o emisiune cadou, am spune noi, din partea noastră a STV-ului, cu filmare, cu montaj, cu muzică, cu imagini, cu tot ceea ce trebuie să conțină astfel de emisiune cadou, pe care îl facem noi, STV, Unității Militare Șoimii Carpaților, care nu face decât să ne bucure și să ne încânte atunci când auzim că Șoimii Carpaților au fost în misiuni de pace în țări ca Angola, Afganistan și multe altele. Așadar, la 15 ani de activitate, Batalionul 812 Infanterie Bistrița primește din partea noastră această emisiune. Urmăriți cum au sărbătorit ei, prin ce manifestări și mai ales ascultați cu atenție ce înseamnă Batalionul 812 Infanterie Bistrița Șoimii Carpaților. Sunt Cristian Beraș și vă invit să urmăriți o emisiune la 15 ani de activitate. Batalion drepți la 15 ani de activitate. Înființat la 1 martie 1995 în garnizoana Dej și dislocat la 1 august 1995 în garnizoana Bistrița, Batalionul 812 Infanterie Bistrița ocupă o poziție importantă în structura Brigăzii 81 Mecanizată. După puțin timp de la înființare, respectiv la 29 ianuarie 1996, batalionul primește drapelul de luptă, acesta fiind înmânat de către ministrul apărării Gheorghe Tinca. Unitatea a fost operaționalizată acțional în octombrie 1995, iar prin hotărâre adoptată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost nominalizată pentru îndeplinirea misiunilor de menținere a păcii și umanitare, precum și pentru participarea la exerciții comune în cadrul Parteneriatului pentru Pace. De la înființare și până în prezent, unitatea a beneficiat de experiența participării la o serie de misiuni în afara teritoriului național, fiind desfășurată în acest timp în teatre de operații dispuse pe trei continente: Africa, Europa și Asia. Batalionul a desfășurat misiuni de menținere a păcii în Africa, misiunile UNAVEM 3 și MONUA Angola, operații de reconstrucție a păcii în Europa, misiunile BELUROCOS 8-9-10 în Kosovo și operații de stabilitate și reconstrucție în Asia, misiunea ENDURING FREEDOM în Afganistan și misiunea ANTICA BABILONIA în Irak, ulterior participând la o misiune NATO, respectiv misiunea ISAF 3 în teatru de operații din Afganistan. Astfel, începând cu 4 aprilie 1996, Batalionul 812 Infanterie a participat timp de 6 luni cu forțe de nivel companie, respectiv compania 2 Infanterie, condusă de capitanul Nicolae Pațainia, la misiunea UNAVEM 3 din Teatrul de Operații Angola, unde a desfășurat misiuni specifice operațiilor de menținere a păcii. La finalul misiunii, militarii subunității au fost decorați pentru merite deosebite cu Medalia Națiunilor Unite. Ulterior, începând cu 25 septembrie 1996, companiei 2 Infanteriei i-au urmat timp de 9 luni și celelalte forțe ale batalionului. Unitatea având astfel la acea dată angajați în misiunea UNAVEM 3 din Angola cu un efectiv de 758 de militari, structurați în 3 companii dislocate în 4 tabere ce acopereau un teritoriu echivalent cu teritoriul României. Comandat de maiorul Alexandru Rus, Batalionul 812 Infanterie a desfășurat în teatrul de operații din Angola o gamă variată de misiuni, multe cu caracter de pionierat la acea dată pentru armata română astfel. Misiuni de patrulare, de escortare a militarilor demobilizați, de transport materiale, escortare ale personalului observatorilor militari pentru investigații sau deminare. Pentru prestația deosebită în slujba păcii, militare bistrițeni au fost decorați cu Medalia Națiunilor Unite, iar Batalionul 812 Infanterie a primit calificativul excepțional. Pentru prestația deosebită în slujba păcii, militare bistrițeni au fost decorați cu Medalia Națiunilor Unite, iar Batalionul 812 Infanterie a primit calificativul excepțional. La scurt timp după participarea la misiunea UNAVEM 3, Batalionul 812 Infanterie a fost nominalizat pentru a participa din nou la misiuni în Teatrul de Operații Angola, de această dată prin angajarea într-o altă misiune sub egida ONU, respectiv MONUA. Astfel, în perioada 13 februarie-22 decembrie 1998, unitatea a participat cu un detașament de 148 de militari condus de maiorul Dumitru Dănuț Dincă la executarea următoarelor tipuri de misiuni.
patrulare, asigurarea securității convoilor umanitare, escortarea observatorilor militari, salvare și evacuarea observatorilor militari. Militarii batalionului au fost decorați pentru merite deosebite cu Medalia Națiunilor Unite. Ineditul acestor misiuni și, nu în ultimul rând, zona de dislocare a dus la confruntarea cu factori mai puțin obișnuiți în activitatea cotidiană a batalionului, care și-au pus amprenta și au contribuit fundamental la dobândirea unei vaste experiențe care nu era posibil de dobândit în țară. Personalul unității a trebuit să se confrunte și să facă față unui regim geoclimateric total diferit de cel din țară. Populația băștinașă, care nu era organizată din punct de vedere administrativ, vedea adesea în unitatea noastră când un important factor de stabilitate, când un element de responsabilitate pentru neajunsurile sale, recurgând uneori la gesturi ostile cărora militarii trebuiau să le facă față. Conjunctura a creat mereu ocazii pentru militarii batalionului de a acționa independent la distanțe mari de taberele de dislocare. Necesitatea organizării traiului în condiții de izolare a grupurilor mici de militari, permanentele măsuri de siguranță nemijlocite care trebuiau luate, au condus la călirea personalului. Este evident faptul că pentru a putea duce la îndeplinire mandatul unei misiuni trebuie să se perfecționeze în pregătire câteva aspecte deosebit de importante, cum ar fi înțelegerea și aplicarea corectă a regulilor de angajare, capacitatea de a conduce și soluționa micile conflicte prin negocieri, asigurarea sprijinului logistic, acoperirea zonei de responsabilitate cu mijloace proprii de comunicații și selecționarea foarte atent și pregătirea personalului participant la misiune. Dezvoltarea continuă a nivelului de pregătire și acumularea unei consistente experiențe multinaționale au făcut ca, începând cu anul 2001, Batalionul 812 Infanterie Bistrița să fie nominalizat pentru a participa cu forțe de nivel companie la misiunile Belorocos 8, 9 și 10, desfășurate în provincia Kosovo, sub comandă multinațională belgiano-luxemburgheză. Astfel, în perioada 1 decembrie 2001-25 martie 2002, compania 1 Infanterie, comandată de capitanul Dorin Gheju, a participat cu un efectiv de 86 de militari la misiunea Belorocos 8, acționând în cadrul unui batalion care a avut în compunere subunități belgiene și luxemburgheze. Comanda forțelor a fost asigurată de partea belgiană. Ulterior, în perioada 26 martie-23 iulie 2002, compania 2 Infanterie, 89 de militari, condusă de locotenentul Bogdan Udriș, a participat la misiunea Belorocos 9, pentru că în perioada 24 iulie-26 noiembrie 2002, la această misiune, respectiv Belorocos 10, să participe 89 de militari din cadrul companiei a 3-a infanterie sub comanda locotenentului Cornel Tonia Balan. Pentru modul de acțiune al celor 263 de militari ai batalionului care au participat în cadrul misiunilor Belorocos 8, 9 și 10 din Kosovo, sub comanda multinațională, aceștia au fost decorați cu medalia NATO, precum și cu medalii comemorative ale forțelor belgiene. Rezultatele foarte bune înregistrate în Teatrul de Operații Kosovo au îndreptățit conducerea eșaloanelor superioare ca în anul 2002, în contextul angajării ferme a României, în efortul internațional, în planul luptei antiteroriste, să nominalizeze Batalionul 812 Infanterie Șoimii Carpaților, așa cum este cunoscut pe timpul misiunilor, pentru participarea la misiunea Enduring Freedom din Afganistan, cu un efectiv de 405 militari. Batalionul a fost dislocat în perioada 15 decembrie 2002-12 iulie 2003, în regiunea Kandahar, unde a desfășurat acțiuni de stabilitate și sprijin în cadrul Coaliției Antiteroriste din Afganistan. Comandantul Batalionului 812 Infanterie Șoimii Carpaților, pe timpul misiunii, a fost domnul major Dorin Blaiu. La puțin timp de la revenirea pe meleagurile românești din misiunea Enduring Freedom, batalionul a fost nominalizat de către Ministerul Apărării Naționale pentru dislocarea și introducerea în teatrul de operații din Irak, în cadrul operațiunii Antica Babilonia. Astfel, în perioada 15 iulie 2004-10 februarie 2005, Batalionul 812 Infanterie Șoimii Carpaților, cu un efectiv de 405 militari, a fost dislocat în sudul Irakului, în provincia Dikar, lângă localitatea An-Nasiriah. Comandantul batalionului a fost locotenent colonelul Dorin Blaiu. În area de operații, batalionul a desfășurat o gamă largă de acțiuni militare specifice operațiilor de stabilitate și sprijin. Pe timpul dislocării în teatrul de operații, batalionul a primit vizita numeroase personalități și delegații românești și străine, dintre care reamintim vizita oficială a Ministrului Apărării Naționale, Ioan Mircea Pașcu, vizita delegației de jurnaliști italieni de la publicația Corriere de la Sera, vizita delegației de jurnaliști britanici de la publicația Sunday Times, vizita unei echipe a televiziunii române și a jurnalistei Andreea Marin. Vizita delegației condusă de șeful statului major al forțelor terestre, domnul general, major Ioan Sorin,